găsit doamna primar Cristina Munteanu. Suntem în biroul nostru de la al primăriei Prundeni. Data trecută ne-am văzut afară. Ați finalizat construcția noului loc de joacă pentru cei mici. Cum au primit copiii acel spațiu, ținând cont de faptul că în acea perioadă au fost și ordonanțe militare, am fost nevoiți toți să stăm în casă. Care a fost reacția copiilor când au văzut spațiul, noul spațiu de joacă? Bună ziua, bine ați revenit la noi. Reacția copiilor a fost absolută, fabuloasă. În sensul bucuriei, în sensul, bineînțeles, a faptului că s-au prezentat, de cum au văzut că poate fi funcțional și poate fi folosit împreună cu părinții acolo, chiar am fost sunată, mi-au pus poze, cum se bucură copiii, cum îl folosesc, cum se pun în legănuți. Încântarea a fost absolută și pentru mine și gândiți-vă că e ceva care mulțumește, sufletește, atât pe mine, cât și părinții, cât și cadre didactice, care în continuare se vor bucura de folosirea acestora, vor crea copiilor cu potențial agrement, cu posibilitate să se bucure, să se recreeze și să-și folosească energia, să-și consume energia fără a fi expuși pericolilor, într-un cadru închis, într-un cadru bine conturat și structurat în cadrul instituției. După cum bine știm cu toții dumneavoastră, sunteți un om de bază al acestei comune. Ați avut contact cu, dacă putem spune, cu absolut toți cetățenii comunei Prundeni, prin faptul că meseria noastră de bază este pe partea medicală. Da. Iată că în urmă cu puțin timp ați absolvit și facultatea de psihologie. Cât de necesar este acest studiu în lucrul cu oamenii? Mulțumesc că ați punctat acest lucru. Sunt mândră de această realizare. Este o profesie de suflet, o profesie în care mă regăsesc. Consider că mă va ajuta foarte mult în relația de comunicare cu oamenii, cu cetățenii. O relație pe care, așa cum spuneți dumneavoastră, o păstrez, este deosebită. Sunt oamenii pe care îi apreciez în această comună foarte mult. Îi susțin, îi reprezint și îi sprijin cu tot ce pot. Mă va ajuta în sensul abordării și mai profunde a lucrurilor, și mai complexe, și mai profesional. Mă vor ajuta în relația și cu școala, cu cadrele didactice, cu problemele lor, cu interrelaționarea acestor activități între școală și instituții de abilitate să intervină. Chiar lucrarea mea de diplomă a fost depistarea și corectarea tulburărilor de limbaj. Este o problemă foarte frecvent întâlnită în școli, în familii și m-am axat pe studiul meu de cercetare. Cercetarea mea a fost pe copii provenind din familii defavorizate, ținând cont de modul meu de structurare a personalității, adică sunt un om cu, nu știu, poate depășesc uneori calitatea sufletului, merg până la empatie absolută în relația cu oamenii. Sunt foarte aplicată spre aceste familii, spre acești oameni care nu își pot depăși condiția, acești oameni pe care trebuie să-i ajutăm și în viața cărora trebuie să ne implicăm, atât din postura asta, din poziția, din funcția de primar, cât și din celelalte, de părinte, de cetățean al comunei, de om care, de asistent medic, de fost asistent medical și actual, bineînțeles, profesiile cele două se leagă, se completează una pe cealaltă. Așa o consider un continuu în muncii mele depuse până acum. Eu zic că e importantă pregătirea mea de acum și, sau mai bine zis, definitivarea acestor studii și complexitatea lor în relația cu oamenii. Cât de mult influențează un copil pe partea de comunicare, limbajul verbal, dacă de acasă nu sunt obișnuiți să citească. Știți foarte bine, a vorbi în public, la baza vorbitului în public stau cărțile. Categoric, da. Te ajută foarte mult să te dezvolți. Și trăim poți momente, curta o da. Conversație, copiii în general, fluidă, în mediul defavorizat. Da.
Citesc cărți? Mă refer la copiii de aici din... Asta aș fi vrut, asta aș vrut să mă opresc, la faptul că ne confruntăm cu o situație la nivel general, și anume aceea în care copiii își caută informația pe internet. De multe ori informațiile nu sunt cele corecte, nu sunt cele verificate, nu sunt cele, eu știu, cele necesare. Nu mai spun vârstei, pentru că ei accesează orice site unde pot găsi informații false care le pot deforma realitatea într-un mod în care să-i afecteze în timp structura și constructul lor ca și personalitate. Da, în momentul de față, consider că limbajul, așa cum ați întrebat, comunicarea este importantă. Și dacă plecăm deja din familie cu un handicap, în sensul că mama și tata sunt la muncă, mai puțin timp pot aloca comunicării cu copilul, sprijinul pe care acest copil a trebuit să îi acordă familia, venim noi, ceilalți, și ne implicăm, noi profesioniștii. În schimb, trebuie înțeles faptul că echipa este mai mare, adică vorbim de mama, tata, vorbim de școală, vorbim de psiholog, vorbim de prima fază de educatorul, deci și de societate în general. Acest lucru îl voi striga în gura mare de fiecare dată. Noi, societatea, noi, cei care putem, cunoaștem și ne putem implica, trebuie să ne implicăm. Ar trebui ca echipa să se implice mult mai mult în dezvoltarea personală a celor mici. Dacă da, cum se implică primăria Prundeni în sistemul de învățământ local? Știu, vă întreb acest lucru deoarece știu că sunteți o persoană care promovează foarte mult educația în comună. Exact, exact. Prioritățile mele, prioritățile mandatului meu viitor vor fi sănătatea și educația. Sau poate chiar invers, educație și sănătate. Pentru că cunoaștem principiul, un corp sănătos se va reflecta într-o minte sănătoasă și invers. Implicarea noastră este, în primul rând, printr-o colaborare absolută cu cadrele, printr-un sprijin necondiționat în ce privește educația lor. Anul acesta n-am putut să mai organizăm acele tabere la Cumpăna și la Vânătorii Neamț, ținând cont de contextul în care se desfășoară lucrurile acum la nivel național. În schimb, nu renunțăm să găsim soluții prin care copiii noștri să fie educați, să fie atrași în activități utile, să fie atrași în tot felul de concursuri, să fie implicați, în general, în educație. Și aici să știți că mă bucur de colaborarea excepțională a echipei conduse de doamna director, începând de la educator, învățător, profesor, sunt niște oameni implicați, pe care îi respect foarte mult și cărora le-am adresat întotdeauna mesajul de colaborare și au răspuns prompt de fiecare dată. Sunt cadre de excepție și au creat, așa cum îmi place mie să spun întotdeauna, copii excepționali. Și nu sunt cuvinte mari, sunt lucruri reale. Puțini, dar buni. Chiar pot să spun că am avut promovabilitate 100%. Este o problemă generală în ce privește numărul de copii de la țară și în ce privește, zic eu, un pic mentalitatea părinților de a transmit, sau mai bine zis, de a duce copiii la oraș, gândind că le oferă ceva mai mult. Nu cred că mai mult decât ce oferă programa școlară și poate să fie, dacă și cadrul didactic de acolo nu are și implicare și de suflet și de profesionalism. E, această implicare de suflet și profesionalism o găsim aici, în cadrul școlii noastre. Și de asta v-am repetat de atâtea ori și de asta insist să pot să reabilitez școala asta de la Prundeni, școala de aici, gimnazială, în sensul de a le oferi absolut toate condițiile necesare educației, siguranței și bunei activități a procesului de învățământ de la noi din localitate. Logistica unităților școlare din comuna Prundeni, cât de mult vă ajută pe dumneavoastră ca echipă să implementați astfel de proiecte personale sau dezvoltarea copiilor. Și dacă nu, infrastructura, dacă logistica nu este suficientă, da, sau,
Ce măsuri veți lua în această privință în următorul mandat? Ce ar fi de schimbat? Suntem, zic eu, bine. Așa cum am semnalat de fiecare dată. Nu mă pot plânge nici de confort, nici de logistică, nici de cadre. Deci lucrăm foarte bine. Suntem bine. Însă e întotdeauna loc de mai bine. Și implicarea noastră, v-am mai povestit noi, de proiectul de dotare a unor cabinete speciale pe partea de informatică și, bineînțeles, urmărim orice măsură în momentul lansării ei să putem aborda, să putem aplica și să sprijinim copiii. Dar, din punctul de vedere al logisticii, al comunicării, al condițiilor, există condiții absolute. Nu ne putem plânge și sunt mândră de acest lucru, pentru că orice mână pe care am întins-o către mine și de la mine a venit răspunsul imediat, necondiționat, pentru copii. Voi fi, să zic eu, fermă și mă voi implica absolut, știu, necondiționat, pentru copiii lași noștri. Aveți un proiect de reabilitare al școlii. Da. Când va începe asta reabilitarea și cum se vor găsi sălile de clasă la final? Proiectul este complex, va asigura absolut tot necesarul în ce privește logistică, în ce privește dotare, în ce privește căi de acces. Noi am mai povestit despre acest proiect. Sper din tot sufletul să-l pot implementa, să pot să pun în aplicare e un proiect de suflet, e un proiect pe care cu toate mă voi bate, pentru care mă voi bate cu toate forțele. Sper să-l pot implementa. Va asigura absolut totul, într-un cuvânt. Și mai degrabă, este necesar. Este necesar pentru că, așa cum îi stă bine unei comunități, până și dispunerea acestui spațiu, acestei locații, este în centrul comunei. Așa trebuie. Noi suntem acum, da, ne desfășurăm activitatea, o parte la Călina, tot este absolut și acolo totul, tot confortul, toată logistica. Deci, practic, va fi o școală nouă la standarde europene. Exact. Standarde europene, foarte bine a spus. Da, așa este. La ce sumă se ridică proiectul acesta, finanțarea pentru reabilitarea școlii? 15 miliarde. Da, este o sumă frumușică, o sumă din care am putea noi care am putea satisface toate nevoile, să zic eu, și chiar să atingem standarde europene. Sper din tot sufletul, am făcut demersuri către o reabilitate să pot scot la licitație. Finanțarea este, am adiționat contractul inclusiv 2021, timp este suficient. Sper că instituțiile respective cărora m-am adresat și știu foarte bine că am insistat, fără doar și poate singurul motiv, sunt copiii și binele lor. Pentru că așa trebuie. Pe primul plan, în orice relație și în orice societate, trebuie să fie copiii. Binele lor, educația lor, crearea condițiilor de educație propice și construirea unor personalități stabile, sănătoase și pentru viață. Să poată fi construiți pentru viață, pentru, în general, pentru lumea în care în acest moment trăim și un pic dificilă. Dumneavoastră, în momentul de față, sunteți primar interimar. Nu, da, sunteți, da, primar plin. Da. Ați întâlnit dificultăți în implementarea proiectelor din această cauză? Nu. N-a fost un considerent, să zic eu, care să se răspângă în sens negativ asupra muncii mele, implicării mele, asupra interrelaționării mele. Nu. Poate și modul meu de a vedea lucrurile, poate și felul meu de a fi, poate și modul meu de comunicare. Sunt un om fără resentimente, sunt un om care de regulă sunt motivat și mi-argumentez aceste motivații cu fapte concrete, cu situații concrete și ceea ce doresc să fac, zic eu că am respectat foarte bine și respect cu strictețe legea, prioritizez întotdeauna acțiunile și nimic nu este în sens personal, totul este în sensul binelui celorlalți, așa cum am jurat pe Biblie când am intrat în Consiliul Local ca și viceprimar, că respect Constituția și legile țării și îmi pun
în sprijinul cetățeanului, toată priceperea mea și spre binele dumnealor, atunci zic eu că lucrurile sunt bine și trebuie și sunt sprijinită, sunt înțeleasă, mai bine zis. Mai mult de atât, eu știu, nu se poate reflecta. Sau n-ar fi putut să fie o reflecție a faptului că am fost înțeleasă decât în faptul că activitatea instituției merge, că am așezat lucrurile, că lupt, că nu mă dau bătută, că sunt motivată. Într-un cuvânt, sunt luptătoare și nu renunț. Cât de mult diferă administrația sub conducerea Sexului Frumos? Că dacă putem spune așa, diferă foarte mult de un primar bărbat, dumneavoastră ca primar femeie. Sunteți privită altfel, sunt oamenii mai respectuoși, încearcă să asculte mult mai rapid de dumneavoastră și de sfaturile dumneavoastră? Da, ați punctat o latură a liderului, să zic, da? Exact. În ce privește munca de organizare, managementul organizațional. Da, e o diferență între modul de reacție al oamenilor, modul de percepție în ceea ce transmiți. Implică foarte mult respectul, sau mult mai mult respectul și afectivitatea. Așa este, foarte bine ați perceput acest lucru. Da, este o comunicare sub altă formă. Cu toate că se pune în discuție problema o femeie, un bărbat. Însă munca de administrare, munca de organizare nu este o bătălie, nu e o luptă cor la cor. E o muncă în care cu minte șlefuită, un om, eu știu, implicat, un om educat, un om cu cultură, poate să implementeze, poate să rezolve problemele semenilor lui și poate să-i facă, zic eu, mult mai bine, așa cum spuneam asta, folosind șarm. Este un artificiu în psihologie numit carisma, da? Liderului. E, de multe ori, carisma rezolvă foarte multe. De ce v-am întrebat de acest lucru? Știți cum sunt bărbații în general? Au un tricou în față, da? Da. Necălcat. Nu-i problemă, îl iau pe mine așa. Da? Este necălcat sau îl calc mâine. Nu mă interesează imaginea foarte mult. Imaginea și lucrul bine făcut. Adică tricoul să fie perfect, călcat, aranjat. Da? Uh-huh. Femeia ce zice? Nu pot lua cămașa asta pe mine sau rochița deoarece nu este călcată. O calc acum, nu o calc mâine. Da. Adică dumneavoastră ca stil de manager al femeii în administrație lăsați ca în gospodărie bărbații sunt mai de lăsători în general, las că pot face și mâine, poi mâine sau săptămâna viitoare. Nu las ce pot Doamnele face sunt mâine. Altfel. Da. Acum să fie tot aranjat, curat și revenim la administrație, așa. Drumuri curate, da. Rigole curate, panseluțe, borduri, da. Plăgeri da. Frumoase. Da. Da, sunt focusată pe aceste aspecte și bine ați gândit-o și de altă dată, adică nu-mi plac lucrurile lăsate. Bineînțeles, complexitatea activității din administrație este suficientă încât să pună probleme, încât să se creeze zilnic situații și context în care e nevoie să abordez lucrurile într-un întreg, chiar într-o singură zi. În schimb, da, îmi place și vreau să fie curată comuna, îmi place și doresc că rigurile să fie curățite, să existe și flori, să existe și selectarea pe fracția, ziceți, a gunoiului menajer, să am o comună curată, da, da, așa este. Un bun manager acasă este un bun manager și categoric. Întotdeauna, buna gospodărire sau organizarea din familie se reflectă în mare măsură și în modul în care îți organizezi munca și în administrație. Într-adevăr, în primărie și în administrație în general, munca e de un volum imens și de o coloratură la fel de largă, dar implicarea, dar devotamentul, dar dăruirea și dragul de oameni și zic eu că sunt calități pe care așa am fost construită, le am. Sunt de aici, parcă sunt făcută
din aceste calități. Întotdeauna relația cu oamenii a fost pentru mine, să zic eu, punctul forte. Cireașa de pe tort. Asta probabil m-a și propulsat aici, asta probabil mă și ține aproape de oameni, asta probabil este și atuul meu în ce va veni, în lupta care se conturează în continuare și pentru care sunt pregătită, spun un eu. Un bun organizator are acasă sprijinul echipei al familiei. Da. La primărie constați cu această familie, această mare și frumoasă echipă, fără de care nu prea ați putea implementa proiectele. Categoric. Deci ceea ce doriți dumneavoastră să realizați, cereți sprijinul echipei, dezbateți în echipă, mă refer ca echipă, ce înseamnă pentru mine această echipă. Mâna dreaptă a primarului este Consiliul Local. Corect. Care este colaborarea noastră cu Consiliul Local în momentul de față? Vă înțelegeți, trageți toți pe aceeași linie, adică linie la ce mă refer? De dezvoltarea localității. Prea puțin mă interesează și nu ar trebui să intereseze pe nimeni faptul că într-un consiliu local sunt diferite coloraturi politice. Politica contează foarte mult la nivel înalt, la București sau la Uniunea Europeană. Poate nici la București nu mai contează atât de mult. În acest moment. Așa ar trebui să ca această familie să fie unită, să tragă toți în aceeași direcție, pentru că astfel s-ar putea dezvolta mult mai rapid și frumos comunitatea respectivă. Zic eu că o colaborare bună. Au mai fost momente, picanterii din astea există în orice administrație și în orice comunicare, în orice colaborare, dar, grosomod, așa am colaborat bine cu dânsii, m-am înțeles, dovada faptului că toate proiectele promovate de mine au fost înțelese de dânsii, au fost acceptate, le implementăm, chiar acum în ședința de joi, pe ordinea de zi este chiar o ședință extraordinară, pentru că pe mediu este acel program pentru sprijinirea eficienței energetice. Suntem în faza DALI, avem toate certificările, le-am obținut. Joi va fi ședința de consiliu, se vor aproba indicatorii tehnico-economici. Este un proiect eficient, bun, care constă în schimbarea de LED-uri cu eficiență energetică, cele cu mai puțină economie, cu cele cu eficiență energetică. Eu zic că am prins startul și suntem în primii, pe 20, inițial se stabilise data de lansare pe 13, au mai avansat câteva zile pe 20, parcă Dumnezeu așa a vrut să fie bine și noi să ne putem încadra, nu obținusem certificarea de la mediu, nu avem nicio datorie către mediu, am plătit totul, suntem la zi cu tot ce înseamnă plăți către mediu și pe 20 vom aplica și noi pentru acest proiect. Este un proiect, zic eu, foarte bun, care va eficientiza și iluminatul și, bineînțeles, cheltuielile vor scădea. Se va ridica o parte din povara de... Sigur că da. Vom putea să acoperim sub această formă toate zonele din comună, pentru că mai erau zone în care nu era extins iluminatul și vom putea, în acest schimb, să asigurăm și în acele zone. Zic eu că și colegii mei consilieri vor înțelege, vor aproba proiectul și luni să și depunem documentația și noi la consultant la Craiova. Și într-un spectru la ce să mai am comunicat și am colaborat bine. Care este valoarea proiectului? De schimbat iluminatul public? Este un... Da. Este și achiziționarea sistemului de telegestiune, deci este foarte important. Pornește singur sau pește singur? Sigur, și e foarte important acest aspect. Da, e foarte important. Valoarea lui, funcție de numărul de locuitori, s-a implementat pe acest criteriu, este 500.000. Avem o cofinanțare și a noastră de 200.000 de lei, o putem susține, o aprobăm și asta printr-o rectificare. Așa cum am spus, eu am fost un om care și-a chipzuit întotdeauna fiecare mișcare, a anticipat-o și la început de an am stabilit un buget pe care să-l folosim eficient și pe care să-l, până la sfârșit de an, să-l folosim, să-l utilizăm. Tot ce ne-am propus, eu știu, zic în momentul acesta, suntem cu ele implementate. Urmează să și sunt pe SEAF acum și cu, ziceți, proiectul pentru proiectare și achiziție Rigole,
aștept chiar astăzi, 14, aveam ultima zi de, o să vedem fata dacă avem vreo ofertare, un proiect de, la fel, 500.000 de lei, corectăm niște drumuri, corectăm și intervenim apoi și pe ele pentru a le reabilita. Zic eu că tot un pas bun, un pas important și necesar. Încep și o... Voi ridica la licitație și un proiect de canalizare pe o străduță unde nu aveau și vreau să continui acest lucru și cu alte zone unde nu avem canalizare și oamenii solicită și este dreptul dumnealor ca și ei, asemenea celorlalți, să beneficieze de toate utilitățile pentru a avea un confort deosebit în comună și, bineînțeles, să ne simțim așa ca într-un oraș. Eu așa vreau să spun că și comuna noastră se apropie foarte mult ca și facilități, ca și utilități, ca și frumusețe, atât fizică cât și sufletească, oamenilor din oraș. Putem trage o mică concluzie? Administrația publică din comuna Prundeni a început să-și revină și sub coordonarea dumneavoastră a început să ridice acel praf care se așezase? Știți da. La ce mă refer? Da, știu la ce vă referiți. A început să iasă la lumină pe decât? Da. A început și pentru că ați vorbit într-un moment și n-am punctat și nu v-am răspuns la munca de sunt un om de echipă, da. În momentul în care am intrat în această instituție, am găsit oameni. Acești oameni au fost pentru mine, poate chiar toți, o sursă de informație. Eu am recunoscut și recunosc în continuare, am învățat de la ei. Sunt la un nivel acum în care am învățat suficiente, niciodată nu le știm pe toate, dar suficiente cât să pot coordona munca dumnealor acum. Sunt de echipă și ei, au înțeles că trebuie să abordăm altfel lucrurile. Cum spuneți dumneavoastră, praful s-a ridicat, cine vrea să vadă, vede, cine vrea să audă, aude. Se muncește corect, se muncește legal, se muncește cu demnitate, se muncește cu drag de oameni. Și în fiecare zi repet acest lucru, cetățenii sunt cei în slujba cărora noi suntem aici și pe care trebuie să-i respectăm întotdeauna. Cât de greu a fost pentru acești oameni, nu mă refer la echipa formată din consilii locali, pentru angajații primăriei, pentru funcționarii publici, să-și revină după problemele în care intrase administrația locală? Să știți că încă-și revin. Nu îmi stă în caracter și nici nu sunt un om care să aduc reproșuri cuiva. Nu este vorba în de schimb, niciun reproș, da, este vorba este de o stare o realitate, de spirit, o stare da, de spirit da, a muncitorului, la urma urmei, corect, care prestează care, un beneficiu da, cetățeanului. Care acum se manifestă altfel, care acum vine la serviciu altfel, care acum vede altfel lucrurile, e relaxat, își face munca, își respectă atribuțiile de serviciu conform fișei postului și totul este ok. Se vede, da, o stare de spirit, așa cum spuneți dumneavoastră, alta. O stare de spirit alta. Și întotdeauna locul de muncă este un al doilea loc acasă. Eu așa îl văd. Pot să spun că eu atunci când intru pe ușă, uit pentru mult timp că este și familia de după acea ușă. Și așa mi se întâmpla, cine mă cunoaște poate să confirme, și când lucram în dispensarul medical. După ușă nu mai era nimic. Era lumea de acolo, din dispensar, acum lumea din primărie, oamenii cu problemele lor, cu nevoile lor și noi cu abordarea necesară, cu sprijinul și cu rezolvarea problemelor cu care sau pentru care dumnealor se adresează aceste instituții. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și eu, ca de fiecare dată îmi sunteți alături oameni deosebiți și transmiteți, așa cum îmi place mie să spun, mesajul meu către lumea din afara instituției noastre. Întotdeauna cu cea mai mare plăcere. Cu mare drag și eu, oricând.